Cutremur cu magnitudine 4 ar putea urma replici vineri seară. Cutremurul, care s-a produs la o adâncime de 4 km, a avut magnitudinea 4 și a fost resimțit în mai multe districte din Napoli. Un cutremur a zguduit vineri, 26 iulie, la ora locală ora 13.46 de minute, zona Campi Flegrei din apropierea orașului italian Napoli, în timp ce activitatea seismică în caldera vulcanică continuă relatează agenția ANSA. Cu tremurul, care s-a produs la o adâncime de 4 km, a avut magnitudinea 4 și a fost resimțit în mai multe districte din Napoli. Zona vulcanică Campi Flegrei, Flegrean Fields, în limba engleză, este afectată în prezent de un episod bradiseismic sau de ridicarea solului, iar în ultimele luni au avut loc o serie de cutremure. Departamentul de Protecție Civilă a declarat că nu au fost raportate pagube în urma cutremurului de vineri. Ministrul Protecției Civile, Nelo Musumeci, a numit un comisar special în zona Campii Flegrei, pentru a se ocupa de măsurile de prevenire a riscurilor. Ministrul a criticat modul în care a fost permisă dezvoltarea urbană în regiune. Guvernul oferă mai mult decât se cuvine în câmpia Flegrei, unul dintre cei mai periculoși și complexi vulcani din lume, a declarat oficialul luna trecută. Apar responsabilități extrem de grave, atât pe termen lung, cât și mai puțin lung, care implică toate organismele, începând cu guvernul regional și municipalitățile vizate Napoli, Pozoli și Beckel, a adăugat ministrul. A fost autorizată o dezvoltare urbană nerezonabilă, haotică și neglijentă iar pericolele iminente din zonă nu au fost niciodată luate în considerare. Cei care trebuiau să supravegheze nu au făcut acest lucru, a subliniat Nelomusumeci. Campi Flegrei, considerat cel mai mare supervulcan activ din Europa, este lovit de ceva timp de numeroase cu tremure de magnitudine mică. În mai, zona a fost scuduită de cele mai violente seisme din ultimii 40 ani, cel mai puternic dintre ele având magnitudinea 4,4. În urma cu tremurelor din mai, guvernul de la Roma a introdus noi măsuri pentru reducerea riscului seismic și a anunțat planuri pentru o posibilă evacuare a zonei.